Adina Anghelescu a venit cu numeroase dezvăluiri. Suntem acum în direct și cu Adina Anghelescu. Radu Tudor în continuare rămâne alături de noi. Adina, bine ai venit. Cum vezi anunțul de astăzi al ministrului Tudor? E un act de curaj faptul că le mai ia și din beneficii magistraților? Da, în primul rând îl felicit pe ministru că a fost receptiv la mesajele jurnaliștilor Antena 3 atunci când noi am ridicat subiecte aberante care existau în lege privitoare, cum ai spus și tu mai devreme și cum ministrul a subliniat că va elimina acest drept accesoriu contractului de muncă al pensionaților din magistratură de a avea locuințe de serviciu pe vecie, adică și după decesul lor și urmașilor de asemenea. Acum, în ceea ce privește noile modificări, din punctul meu de vedere, ele sunt foarte bune, multe dintre acestea, inclusiv în ceea ce privește legea răspunderii magistraților. De fapt, nu este vorba de o lege ce iese din pachetul de legi ale justiției separat, ci despre modificări ale unor articole care, așa cum sunt ele propuse a fi puse în aplicare mai târziu, va face ca magistrații să răspundă pentru erorile judiciare. Aici ministrul a avut o poziție fermă și îl felicit încă o dată, întrucât în ceea ce privește acțiunea în regres îndreptată, aceasta va fi îndreptată de Ministerul Finanțelor împotriva judecătorilor sau procurorilor care au adus prejudiciile respective prin erorile sau abuzurile pe care le-au produs, în sensul că legea va suna așa la acest articol: statul se îndreaptă prin Ministerul Finanțelor împotriva procurorului sau judecătorului respectiv, în loc de ceea ce avem în lege acum, se poate îndrepta, adică acest opțional. O măsură care cu siguranță, mă rog, va fi salutată de românii mulți care au avut de suferit de pe urma unor decizii nedrepte date de unii judecători. Și de noi toți, corect. E interesant de văzut cum vor reacționa magistrații, pentru că mai întâi aceste propuneri care schimbă așa din temelii sistemul de justiție vor ajunge la CSM.